Dragi prieteni din RAC, haideți să vedem la RAC pentru luna martie în dragoste puțin. Așa, să-mi aduc aminte cum am făcut ieri, că pentru cei căsătoriți, pentru cei singuri, pentru prima persoană specială parcă și pentru a doua persoană specială. Cred că da. RAC în dragoste pentru cei căsătoriți. Cei căsătoriți, pare că unul dintre parteneri este mai apropiat, mai sau dacă aveți un iubit, unul dintre dumneavoastră este mai apropiat, altul este mai depărtat. Unul vrea despărțire, unul nu vrea despărțire. Văd trădare, văd o altă femeie și cealaltă femeie poate fi de, leu, săgetător, berbec, iarăși pești, rac, scorpion. Deci parcă vă înșală cineva. Aici văd că vă este greu să vă mutați, ați vrea să vă mutați cu o altă persoană, să părăsiți o persoană, dar nu reușiți. Sau cine, partenerul sau partenera vrea să vă părăsească, dar nu reușește despărțirea asta. Apoi, unii dintre dumneavoastră vreți să faceți un copil sau să aveți un copil și nu puteți, nu o să aveți acum copil. Este un blocaj sau este un blocaj din cauza familiei care se amestecă în relația dumneavoastră și vă face mult, mult rău. Doar că trebuie să faceți alegeri, faceți o alegere greșită și dacă faceți alegerea asta greșită, o să vă despărțiți, o să pierdeți persoana. Văd aici multă magie și dacă faceți multe greșeli sau multă înșelăciune, multă magie, nici magia prea multă nu este bună. Asta văd că o să vă despărțiți dacă faceți asta. Prea mult. Prea mult, tot ce e prea mult strică, știți cum este. Așa. Haideți să vă spun acum în pentru cei singuri în dragoste. O să mai fiți o perioadă singuri, nu vă văd pe nimeni. Nu sunteți pregătiți pentru o relație sau vi se pare că toată lumea este împotrivă, nimeni nu este sincer. Stați și judecați foarte mult, credeți că sunteți înșelați, parcă așa cum ați fost cu de cineva de aer, gemeni, vărsător, balanță, și poate fi și rac, scorpion sau pești, această persoană. Nu, deocamdată nu vă văd, vă văd triști. Vă văd fără dragoste, fără nimic, deci nu vă văd deloc lucruri bune aici. Ceva bun nu este. Nu, cei singuri rămâneți singuri și suferiți foarte mult, poate de cineva din trecut, sau așteptați să se întoarcă cineva, nu se întoarce, vedeți tot timpul lucruri stranii, deci parcă nimeni nu este la dumneavoastră, nu este la așteptarea dumneavoastră, nu se ridică la așteptările dumneavoastră, nu știu. Nu sunteți în dispoziția de a lega o relație acum, în martie, nu. Poate că da, dar eu nu văd. Puteți să aveți și pe cineva, dar nu înseamnă că relație serioasă și asta nu. Pentru prima variantă, deci persoana specială 1, pentru persoana specială 1, mai amestec pentru că această persoană, nu știu, parcă suferiți foarte mult amândoi, v-ați despărțit. Despărțirea parcă de la amândoi. Amândoi v-ați pus de acord să vă despărțiți. El s-a... și el și dumneavoastră, și ea și dumneavoastră. Parcă ambii
Când vreți să vă întoarceți, să aveți relație, vă este dor unul de celălalt, vă este dor de momentele ce le-ați petrecut împreună, de tot, și vreți să vă împăcați. Când îmi arată că nu vreți să vă împăcați. Dar o să vă împăcați până la urmă. Este confuz și pentru mine, pentru că așa sunteți dumneavoastră, confuzi, să știți. Da, dacă dumneavoastră aveți șansă să rezolvați, dacă vă mutați, dacă alegeți o casă, vă mutați undeva, dacă vă mutați, aveți șansă să rămâneți cu această persoană, dacă nu, nu, veți avea pe altcineva. Deci totul este vorba despre o casă, despre o locuință și despre o mutare, despre un drum. Asta ar fi rezolvarea, rezolvarea la problema dumneavoastră. Da, deci la prima, așa, la a doua persoană, puteți să ascultați ambele să vedeți, cred că știți, care vi se potrivește, care dintre variante, care variante vi se potrivește, așa, a doua persoană specială. Ei, cu a doua persoană specială vă puteți căsători dacă nu sunteți căsătoriți. Nu mai vă gândiți la ce a fost. Persoana asta este foarte bună. Foarte bună. Uite. Iese soarele și... Vedeți? Soarele și căsătoria. Această persoană este familistă. Uite, 7 de cupe. Vă face cu adevărat fericită. Poate fi o persoană din rac, pești, scorpion sau din fecioară, taur, capricorn sau berbec, săgetător, leu. Cred că mai repede fecioară, taur, capricorn. Și el și ea poate fi. Păi cu această persoană trebuie să arată că dă totul pentru dumneavoastră, vă caută, este disponibilă. Dumneavoastră sunteți câteodată în îndoială, da? Totuși nu, nu pentru mult timp. Poate au fost ceva trădări, ceva vrăji. Da, cineva s-a amestecat în relație. Pentru ca să fie despărțire, uite, fără sentimente, persoana respectivă. Da, vă împăcați. Deci dacă acum sunteți despărțiți, uite, pentru cum arată moartea și cearta, vedeți? Din cauza unei persoane care s-a amestecat, vedeți? Din cauza acestei persoane. Și arată totuși că sunt sentimente între dumneavoastră și această a doua persoană și că va fi cu noroc. Deci veți avea noroc. Cam asta a fost pentru RAC, pentru luna martie. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.